Ex-Cagula, că nu mai vrea să-i se spună Cagula. Zici ceva. Da. Am renunțat la acest nume. Da, mi s-a părut că nu m-a avantajat. Că nu te-a avantajat. Dar până să îți dai seama că vrei să renunți la numele de Cagula, hai să povestim despre cum a fost viața de artist al lui Cagula. Uite, vezi tu, nici știu cum să zic, din cauza faptului sau mulțumită faptului că era o viață extrem de frumoasă și pentru că eu niciodată n-am pus accent pe a face bani, îți dai seama, eu m-am distrat în continuu. Pentru mine a fost în continuu o distracție. Ai făcut și bani? S-au făcut și bani, da. Deci se făceau bani? Exact, da. Bun. Acum, da, depinde ce impresar aveai, cine te manageria. Da. Deci se făceau și bani. Bun, și cum era atunci să fii artist de hip-hop? Te recunoștea lumea pe stradă? Cum era, da, la concerte? Da, nici în ziua de astăzi nu scap. Da? Deci aș vrea, îmi schimb locul în continuu și nu pot să scap de treaba asta. Vă rog frumos, fără poze. Da. Bine, îți dai seama că au trecut ani, am albit. Mai, bărbații când albesc arată mult mai bine. Nu degeaba se spune Silver Fox Vulpe Argintie. Da. Au fost ani frumoși și mi-au... Publicul era, din câte observ, era de o altă factură, era mult mai devoratoare de muzică, pentru că era ceva nou. Nu existau atâtea tentații, toată lumea venea strict pentru muzică la evenimente, poate, nu știu, nu cred că existau oameni cu cocktail în mână la un eveniment, erau cu o bere în mână și aia, ăla era show. Acolo ar fi fost și greu să stai cu cocktailul în mână, că se varsă. Da, exact. Da. Bun, câți ani a durat viața ta de artist hip-hop? Păi, să zicem, până am terminat cu grupul de rezistență, pentru că am activat și în acel grup, adică undeva până în 2013, să zicem că am fost relativ activ din 97-98, activ până în 2013. Oho! Da. Ai rezistat ceva? Da, dar cel puțin după ce am plecat din Iraq, am avut perioade în care am lucrat la Urban Records. Urban Groove, bahoi! Da. Așa, timp în care am tot apărut pe diverse proiecte, am și scos un album în perioada respectivă, albumul se numește Schimbări. Deci, cumva, am activat așa răzleț, dar eram mereu activ. Am înțeles. La început să zicem că a fost super bine, te recunoștea lumea pe stradă. Înspre 2013, ce a început să se schimbe de te-a determinat? Și astfel ajungem și la motivul principal pentru care te-am chemat aici, că tu ai făcut un switch de carieră total și mi se pare minunat că ai făcut chestia asta și poți fi un exemplu pentru cei care se simt ușor pierduți în ceea ce fac și caută o scăpare. Pentru tine, acest al doilea job a fost scăparea. N-a fost chiar asta al doilea job. La un moment dat, de ce m-a determinat să fac această pauză a fost faptul că, așa cum am zis mai devreme, făcând totul din pasiune, la un moment dat început să mi se facă foame și am zis trebuie să mă angajez. Și m-am angajat, am lucrat 10 ani de zile într-o televiziune de știri, ca editor de imagine, după care am zis o las baltă și pasta și mă țin de ce îmi place mie să fac mai mult și anume desen. Și așa m-am reapucat de desen, practic desenam de mic, de pe la 8 ani de zile, și am ajuns să fac doar desen. Ce anume te-a dus la dorința asta de a face un shift de carieră? Ai spus că voiai să mănânci. De ce nu ai făcut ceea ce trebuie, să zicem, ca să ajungi să mănânci din muzica pe care îți dorești să o cânți? Și eu te înțeleg perfect, pentru că și eu știi că fac același lucru, dar vreau să te aud spunând-o. De ce nu ai făcut sacrificiile necesare ca să faci bani din muzica? Vezi, acum la fiecare probabil motivele sunt diferite. Eu am fost mereu mai copilăros, așa, mai copilandu, și în ziua de astăzi sunt destul de copilăros. Îmi place încă să mă joc, îmi place să stau în grădina blocului, să-mi
sap grădina, să-mi văd de alte chestii decât de lucruri serioase. Și anii trecând mi-am dat seama că nu e chiar ok și că trebuie să, adică ai o familie, bine, eu n-am o familie, dar ai un părinte, ai o soră, ai așa și trebuie să faci ceva, anii trec pe lângă tine și trebuie să faci și altceva. Și nu că muzica nu m-ar fi, adică dacă rămâneam în muzică nu puteam să fac și altceva, doar că nu-mi stătea mintea în a face mai multe lucruri deodată. Nu puteam să mă concentrez pe mai multe lucruri deodată. Ok, da. Dar cumva are logică. Să faci ceva bine, trebuie să, ca să faci ceva bine, trebuie să te dedici. Am primit un mesaj pentru tine, ia să vedem. Bună Alina, bună ex-Cagula. Când eram mic, prin anii 2000, îmi amintesc că, că exista o piesă Cagula cu un clip în care el stătea pe o mașină foarte, foarte mare, stătea cu picioarele pe capotă și cu posteriorul pe plafon. Nu mai amintesc cum se numea piesa și nu mai găsesc pe niciunde. Multă de recuperat se numea. Ai șters-o, nu? Nu, încă, din câte știu, încă se mai găsește pe YouTube. Este de pe albumul Schimbări. A fost piesa comercială de pe albumul respectiv. Iată motiv pentru care a fost și pe Atomic. Da. Și da, te știe lumea. Mai luăm o scurtă pauză și la propriu și la figurat și continuăm această discuție care sper că-ți face Agula sau Costea Constantin, ex-Agula. Exact. Și am rămas undeva în anul 2013, un moment în care el a hotărât să lase deoparte lumea hip-hop-ului. Dar până să ajungem la perioada asta în care tu te-ai reinventat, să spunem, hai să facem un pic un portret al lui Cagula. Că tot cu asta mă ocup, portrete. Exact, al lui Cagula până în 2013. Ce personalitate aveai? Erai băiat rău? Erai misterios? Erai cum? Cred că mai mult misterios. Niciodată n-am fost un băiat rău. Privirea întotdeauna a dat de înțeles că sunt un bărbat rău, dur. Așa este. Să știi că multă lume... femeile erau atrase de treaba asta, bărbații se mai speriau, băi, cu Cagula nu vorbim că e... Iar eu de fiecare dată când stăteai de vorbă cu mine eram un om simplu, cu minte, cum am zis și mai devreme, nu? Chiar ești foarte, foarte așezat. Mulțumesc frumos. 2013, Cagula a zis gata, nu mai vreau muzică și am dat peste un articol cu tine, chiar din 2013. Și se pare că într-adevăr ai vrut să faci un shift de carieră. Articolul spune, rapperul Cagula a transformat spațiul gri din spatele blocului într-o grădină cu flori. Da, tocmai trecusem prin prima depresie și am zis nu vreau să merg la medic, la doctor, nu vreau să fac un tratament, înțelesesem că lucru cu mâinile în pământ ajută foarte mult și așa m-am apucat de făcut grădina din spatele blocului, care când și când arată chiar foarte frumos. E un loc așa, am vrut să fac o grădină feng shui mai pe românești. Uite, articolul acesta pe care îl scriu nu spune de ce te-ai hotărât să faci chestia asta. Și da, pentru că au fost perioade în care n-am vrut să vorbesc despre stările mele prin care treceam. Na. Apreciez foarte mult, nu o să vreau să intru exact în subiect, să te întreb de ce ai fost în depresie, dar m-ar interesa cum se manifesta, cum ți-ai dat seama că ești într-un astfel de impas și chiar mă interesează cât a durat să-ți revii pe cont propriu. Ca idee, mă trezeam în metrou, deodată izbucnând în plâns. Trebuia să mă întorc cu spatele la public, la oameni, pentru că era evident, eram cu lacrimi și uraie, adică nu puteam să mă abțin. Era o chestie de necontrolat. Așa, n-aveam foarte multe gânduri rele, doar că era ceva de nestăpânit. Cădeam. Și așa, na, am zis să... N-aș vrea să vorbesc foarte mult despre prima depresie, că am trecut prin trei momente. Okay. Chiar anul ăsta am avut al treilea moment, undeva prin martie. Pentru că ea vine
pleacă și ea se întoarce și iarăși pleacă. Da. Ca să te și salvez, că nu vrei să dezbați foarte mult, de ce am vrut să vorbești despre chestia asta? Pentru că sunt sigură că foarte mulți dintre noi și trăim într-o perioadă în care este foarte greu să fie echilibrat. Cum este, da. Da. Și poate avem ascultători care au astfel de stări și se gândesc, lasă-mă, e doar sunt supărat. Dar nu, stările astea există și trebuie, fie că te duci la medic, la doctor, fie că, uite, faci ceea ce ai făcut tu, mâinile în pământ și ai refăcut grădina din spatele blocului. Da. Deci să revenim la acest aspect. Băi, să știi că a durat, să zic, cam până să constat eu că sunt mult mai bine față de momentul în care m-am apucat de grădinărit, au durat cam, nu știu, jumătate de an. Ok. Așa. Poate nici atunci nu conștientizam dacă m-am vindecat sau nu. Oricum, din treaba asta, din punctul meu de vedere, nu te vindeci. Trăiești cu ea și o accepti și cu cât accepti mai mult că există această boală, că e boală, așa, cu atât ai șanse mai mari să treci peste și să stai drept, știi? La urma urmei, cred că este și foarte greu ca persoană care scrie muzică, ești artist și ești sensibil și automat trăiești altfel lucrurile care ți se întâmplă. Și cred că nu neapărat drept depresia, într-adevăr, este o boală. Ideea este că tu nu trăiești doar viața ta, tu în momentul în care faci anumite versuri, trăiești și viețile altora. Tu scrii despre alții, nu scrii întotdeauna despre tine. Da, eu scriu doar despre mine. Eu, de exemplu, n-am scris mereu despre mine. Singurele piese în care am scris despre mine au fost piesele de dragoste. A, stai, când zic despre mine, mă refer la situații din viața mea. Nu, eu am scris despre situațiile altora, din viețile altora. Ești înconjurat de oameni, ești înconjurat de un public, ești înconjurat de multe lucruri. Bombardat de... Repet, am și lucrat la un post de știri. Așa, eram bombardat de tot felul de tâmpenii de la... Informații care nu făceau neapărat bine, da. Nu erau pentru mine acele... N-a fost pentru mine acea viață. A fost bine din punct de vedere financiar, n-a fost bine din punct de vedere mental. Da, cunosc. Bun, și cât a durat... Ok, ai zis că ai avut 3 episoade depresive. Pe parcursul a... Din 2013 până în 10 ani. În 10 ani. Cum au arătat acești 10 ani pentru tine? Vestul mi se spunea ca gula. Întotdeauna am fost un om care mi-am ascuns foarte mult stările. Nu mi-a plăcut să... Mama cred că vedea la mine că am niște stări așa, dar nu am stat niciodată să-i arăt despre ce e vorba. Știi, nu a bănuit niciodată că trec prin niște momente nasoale. Doar, na, dacă mă întreba ceva, îi ziceam, ei, parcă nu știi, ale vârstei probleme. Printre motivele acestor episoade depresive, se număra cumva și dorul de muzică, de scenă, de lumea respectivă? A fost și asta și faptul că mă simțeam din ce în ce... La un moment dat începuse să mă simt din ce în ce mai neîmplinit. Pentru că asta e problema. Treci anii pe lângă tine și vezi că nu te împlinește nimic la un moment dat. Și chiar dacă te simți împlinit, ai senzația că ceva totul lipsește. Știi? Asta oare cu chiar dacă te simți împlinit, ai impresia că lipsește ceva? Cred că este un defect cu care ne naștem, mai ales cei care își doresc să facă foarte multe lucruri în viață. Pentru că nu te mulțumești niciodată cu ceea ce ai, vrei întotdeauna mai mult. Da, așa este. Vezi tu, acum și, uite, eu am renunțat la Facebook acum 10 ani, 9 ani, ceva de genul. Chiar și informația din social media mă tot dădea în jos, îmi tot dădea în cap, știi? Pentru că acolo, chiar dacă știam că nu e totul real, prinsesem niște invidii, prinsesem niște chestii, știi? Înțeleg foarte, foarte bine și este o chestie prin care trece toată lumea. Ești bombardat cu informații și oricum toți cei care postează pe internet postează că le merge bine. Da, și tu stai, te uiți, mamă, ce bine îi merge lui ea, ce bine îi merge lui ea și pentru tine nu merge la fel de bine. Uite, vezi, eu am rămas doar cu o singură rețea de socializare, Instagram-ul. La un moment dat am avut un om care s-a ocupat de rețelele mele, să nu mai fiu eu nevoit să intru pe ele.
Doar că la un moment dat, când am avut anumite stări într-o anumită perioadă, începusem să postez chestii, texte legate de mine, de stările mele. Erau chestii negative. Așa, mi-am dat seama că nu este bine. Mă rog, nu că mi-am dat seama, mi-au spus mulți oameni, băi, nu te mai expune, nu te mai expune, însă cred că nu mă puteam abține să o fac, pentru că aveam senzația că și alți oameni trebuie să vadă, știi, că nu sunt singuri. Și alții trec prin altă ceva. Cred că delivery-ul era nefericit. O să mai luăm o scurtă pauză, o să și citesc un mesaj acum înainte să încheiem acest calup. Zice mesajul astfel: și eu m-am luptat de multe ori cu depresia. Un lucru care m-a ajutat a fost acela să mă axez pe lucrurile și acțiunile pe care le pot controla. Acțiunile celorlalți nu le pot controla, indiferent de cât de mult mi-aș dori, și este o risipă de timp și energie. P.S. Cagula, îți mulțumesc că ai făcut parte din adolescența mea, ne spune Marius din Köln. Respect. Noi mai luăm o scurtă pauză și revenim. Alina Chini alături de Costea Constantin, ex-Cagula. La Virgin Radio avem cea mai bună muzică pentru că tu ai Friday, The Floor, este o piesă tuts, care mie îmi place. Cagula, ție îți place tuts, muzica minimale? Nu sunt chiar fan. Nu ești fan. Pe lângă hip-hop, ce mai asculti? Foarte mult funk și jazz funk. Ok, da, frumos. Îmi pun în timp ce lucrez, îmi pun astfel de muzică în căști și... Că ai spus că în timp ce lucrez, ca să ne și întoarcem la discuția noastră, am rămas în perioada 2013-2023, o perioadă în care te-ai hotărât să te implici mult mai mult în treaba asta cu desenul. Da. Hai să vorbim de asta. Fă-ți reclamă, mamă! Păi ce să zic, oamenii trebuie să intre la mine pe pagină, pe First K Real. Sau pot să caute pe Instagram Costea Constantin, că trebuie să-ți găsești prima. Un ID mai ușor de căutat. Da, știu, să știi că First K Real K a fost primul meu ID de internet. Păi totuși De mult. Și am zis să rămân cu acest nume. De la Bazar Rap, un salut călduros lui Costin, primul artist român de hip-hop de pe vinil, One Love. Da, da, alături de Acla am apărut pe primul album și pe vinil, scos pe vinil. Bun, da. Bun. Am bifat și treaba asta. Am bifat. Uite că te știe lumea și mă bucur foarte tare că primești mesaje. Deci First K, Real K. Așa îl găsiți pe ex-Cagula pe Instagram. Eu acolo te-am cunoscut, acolo am început să vorbim și am rămas extrem de plăcut surprinsă de cât de bine desenezi. Desenezi numai în creion? Mix. Folosesc și tuși, adică pentru părțile foarte întunecate folosesc tuși. Nu o să stau acum să intru în detalii. Fiecare desenator are skill-urile lui, secretele lui. Uneori folosesc și carioca, foarte rar așa, dar doar alb negru. Desenele pe care le faci reușesc să se apropie foarte mult de cum arată poza inițială. Așa că dacă vreți, și așa vine Crăciunul, dacă vreți să faceți un cadou inedit persoanelor dragi, ești full, nu? Da, da. Asta este minunat. Și faci bani din chestia asta? Se fac bani, da. Se fac bani. Cred că sunt unul dintre cei scumpi în acest domeniu, din câte știu eu așa. High five în aer, bravo! Ideea este că m-am axat pe un anumit tip de desene, de portrete, că asta fac în general. Am observat că afară se merge foarte mult pe Super HD, să zic așa. Așa le denumesc eu, desene Full HD. Reproduc poze cât se poate de aproape de adevăr. Și chiar o faci. Da, mulțumesc. Și da, așa ceva nu-ți ia nici 3 ore să le lucrezi, poate să dureze între de la 12-15 ore până la 50-60 de ore, depinde acum de complexitate și ce aleg eu să fac, că până la urmă eu aleg ce să scot din poza aia. Deci, după ce, mă rog, fără deci că-ți dau 3, Alina Chinie, după ce ai renunțat la cariera de Cagula, ai renunțat la Cagula. Ideea e că eu am vrut, la un moment dat, după ce am plecat din televiziune, am vrut să fac voice-over. Și mi-am depus CV-uri pe la prin diverse locuri. Mulțumesc. Știu. Vezi, am și încredere în mine.
că n-au venit răspunsuri și am zis, băi frate, nu sunt ultimul prost de pe planetă, am destule skill-uri, știu să fac multe lucruri, am zis, ia să văd din ceea ce știu, de unde pot scoate mai mulți bani. Și am zis, ok, desen. Minunat! Da. Chiar eu te respect foarte mult și vreau să fiu un exemplu este și reciproc. Și pentru mine ești un exemplu. Niciodată lupta nu este pierdută, avem două mâini, două picioare, putem oricând să ne apucăm de altceva. Ai simțit cumva și presiunea timpului? Să zici, mamă, îmbătrânesc sau ai chestia asta cu vârsta? Băi, să știi că nu, repet, eu încă sunt un copil în mintea mea, nu, chiar mă uit la mine în oglindă, când mă uit în oglindă așa, mă văd un pic și ridat și grizonat, că acum sunt destul de grizonat, dar nu pot să-mi văd fața asta de om matur, văd același copil de acum 40 de ani, nu mă pot vedea. Asta este cel mai bine. Bun, 2023, Kagula se hotărăște să revină pe scenă, dar pentru o perioadă extrem de scurtă de timp. A fost, mă, nici vârful nu l-ai băgat. Știi ce zic? Da. Adică, ce s-a întâmplat acolo? În fine, eu știu, dar o să vreau să vorbim mai cu bun simț, așa, că nu contează exact. Care a fost rădăcina acestei decizii? Te-ai hotărât să te apuci, după care stai că de fapt nu mai vreau să fac asta. Ideea este că mi-am dat seama că lumea în care iarăși am vrut să reintru era plină de oameni toxici și narcisiști și mi-am dat seama că trebuie să renunț urgent la toate aceste aspecte, pentru că, repet, acest moment a coincis și cu a treia depresie. Da. Și am zis, nu mai pot să... Ideea este că eu întotdeauna am lăsat oamenii să facă ce vor cu mine, știi, am fost mereu, ai nevoie de mine, sunt acolo, știi, n-am niciun fel de problemă. Am sărit pentru prieteni întotdeauna, atât cât am putut, cât m-am priceput, așa. Numai că lucrurile deja degenerau și mie nu mai era absolut deloc bine și am zis gata, punct. Nici cu publicul nu mă mai regăseam în treaba asta, foarte mulți tineri, iar acum, na, la evenimentele la care mergeam nu era chiar public de hip-hop, era foarte mult public de alt, mult prea mic pentru mine. Știi? Vedeam tot felul de chestii în jur și nu mi-a mai plăcut absolut deloc. Plus oamenii din jur, nu, am considerat că nu mai este cazul și gata. Am zis că o să te eliberez de contract, dar simt că nu am terminat ce aveam de discutat. Și pentru că mă presează publicitatea, că na, Hai să luăm publicitate, pentru că am primit mesajul în ce lună e născut. Deci eu cred că o să ne ducem și în numerologie și în alte de-astea, așa că te rog să rămâi alături de mine. Și voi, dragii mei, rămâneți alături de mine. O să mai ascultăm niște muzică imediat, tema cu Macanache, cât mai lejer, Jason Derulo, Slow Low, Slow Low, și după aia revenim. Și 5 minute, tocmai am primit mesajul, ce mai faci, cum mai ești? Sunt în studio alături de Kagula și fii atent, dau oamenii mesaje, oameni care îmi sunt foarte dragi și sincer, dacă nu mi-ar da mesaje, nu știu ce aș face în emisiunea asta. Mă întreabă ce mai faci, cum mai ești și am zis, uite, la treabă, ce să fac? Sunt aici alături de Constantin, ex-Kagula. Și am făcut așa o trecere în toată istoria lui de rapper. Apoi am ajuns în perioada 2013-2023, în, să-i zicem, perioada de pictor, artist, da, vizual, desenator. Și tu ți-ai deschis sufletul aici, în fața noastră, și am vorbit și despre depresie. Da. Și ai zis că îți dorești foarte tare să vorbești despre depresia numărul 3, pentru că au fost 3 mari și late în acest interval de timp. Nu neapărat să vorbesc foarte mult. Ideea este că, la un moment dat, eu fiind un om foarte pacifist, foarte bun înțelegător cu oamenii, am început să îmi dau seama că unii oameni îmi fac foarte rău, numai că am acceptat să-i țin pe lângă mine, știi, prieteni, așa,
Văzând că nu mai este cazul și ajungând și la a treia depresie, am zis, ăsta este momentul în care chiar trebuie să renunț la absolut tot ce îmi face rău. Și așa cum am și mai devreme, a trebuit. E foarte greu să-ți dai seama de oameni toxici și narcisiști din viața ta. La un moment dat zici că bă, fiecare așa cum este, înțelegem pe fiecare cum sunt, știi? E, nu mai este cazul. În momentul în care îți dai seama că oamenii nu sunt ok în viața ta, băi, nu continua relația. Poate să te vezi odată la 20 de ani cu acei oameni și cred că nici atunci nu ți-ar face bine să... Știi când cred că îți dai seama că ai oameni în jurul tău care, hai să nu le spunem neapărat toxici, hai să mergem pe principiu că toată lumea este ok, dar sunt anumiți oameni despre care îți dai seama că au niște calități care nu merg cu ce valori ai tu, cu cum ai dorit tu să-ți trăiești viața și încep să observi ceea ce nu e pe filmul tău la oameni în momentul în care începi tu să lucrezi la tine și să devii o persoană mai bună. Exact, da. Ideea este că nici eu nu sunt așa liniștit și cu minte cum am fost. N-am fost nici o ușă de biserică. Poate și eu am greșit față de oameni, poate și eu... Na, că nu sunt Iisus. Înțelegi? Așa. Doar că unele lucruri erau mult prea multe chestii nasoale venite din afară decât ce ofeream eu nasol înapoi. Am înțeles. Da, nu știu. Cumva da. Aceasta a treia depresie, ea când a apărut? După ce te-ai hotărât să te întorci pe scenă? Da. Bun. Mi se pare foarte... Și după ce hotărâsem de fapt să plec din țară, pentru că eu anul ăsta a trebuit să plec, hotărâsem să plec pentru un an în Germania, rămânând aici și reintrând în filmul ăsta cu muzica, na, așa cum am zis și mai devreme, mi-am dat seama că nu era, chiar nu mai trebuia să fac chestia asta, chiar nu trebuia să fac pasul ăsta, uitasem cumva ce nu mi-a plăcut din perioada anterioară activă ca muzician, uitasem ce nu mi-a plăcut și de data asta am dat iarăși nas în nas cu ceea ce nu-mi plăcea, doar că mult, mult mai intens, mult mai... Nu eram pregătit pentru ce avea să urmeze. Știi că am vorbit un pic și afară înainte să începem această discuție. Eu sunt foarte naiv. Ok. Așa. Și vrei să spui, zici că ești naiv în ideea în care ai crezut niște lucruri da. Care nu au fost, nu s-au mai întâmplat. Te-ai uitat în gura oamenilor. Da. Și ți-am spus și afară că am auzit de foarte mulți artiști extrem de talentați care au luat decizia de a pleca de tot din lumea asta. Unii s-au mutat la țară, alții și-au schimbat profesia și așa mai departe. Și este o chestie pe care cred că o poți face și dacă ai curaj. Să știi că și eu am avut în minte, am avut ca plan să vând aici în București totuși să mă mut undeva în sat Măgura, undeva în Zvărnești. Am avut eu un proiect. Am cântat în Măgura. Da, știu. Am cântat sâmbătă în Măgura, da. Știu. E frumos. Da, foarte. Și aproape de București. Da. Și visezi în continuare la o astfel de viață? La vremea respectivă când am vrut să fac acel pas și aveam pe cineva lângă mine. Acum nu știu dacă aș mai pleca de unul singur. Probabil am să mai rămân aici o perioadă, nu știu. S-ar putea totuși să fac pasul ăsta, dar nu să plec atât de departe. Uite, am primit un mesaj, da, viața este destul de crudă câteodată, îl înțeleg. E clar că suntem foarte mulți care trăim sentimente, emoții, sunt același lucru, dar nu contează. Și fiecare este afectat într-un fel sau altul. Ca să și concluzionăm această discuție ușor sensibilă, ce sfat le-ai da oamenilor? Pentru că tu ești o persoană care trăiește intens, mai ales că ești naiv și crezi și îți faci proiecții și speri și îți faci filme și probabil că îți și imaginezi niște lucruri. Ce sfat, fii atent, nu, ce sfat ți-ai da ție? Nu știu, nu cred că sunt în stare în acest moment să-mi dau sfaturi. E
Eu încă nu mă consider vindecat ca să pot să-mi dau sfat. Ok. Eu mereu spun capul sus, pieptul înainte, ia totul, știi, mergi printre negativități, mergi înainte, știi? Indiferent cât de mult te zgârie spinii, oricât de așa, mergi înainte. Numai că la un moment dat, când vezi că mai rămâi și fără carne pe tine, cam vine să pui capul jos, să zici... Da. La revedere. Dar fix ăla este momentul în care trebuie să te lupți. Știu, da, și mai trebuie tare. Să tragi și mai tare. Da. Nu cred că sunt în măsură să dau acum sfaturi. Apreciez. Ideea este să încerci să fii pozitiv cu tine, așa, doar să vezi și ce e negativ în jur. Și un singur punct mai vreau să ating, pentru că ai spus mai devreme că ai avut o perioadă în care erai sincer cu trăirile astea mai negre pe internet și că îți spunea lumea, bă, frate, nu mai spune că ție că o duci rău, că se sperie lumea. Și, într-adevăr, oamenii primesc mai greu ideea că merge rău cuiva, că se sperie și-și aduc aminte de cine, de momentele în care ei au trăit greu. Nu numai îți atragi și ha-ha-hauri, ce rău îi merge. Mai sunt și genul ăsta de oameni, știi? Se vedea el nu știu cum, na, că nu e așa, vezi? Eu cred că doar ar trebui să mai lucrezi un pic la modul în care livrezi mesajul și să te filmezi, să te uiți în ochii oamenilor și să spui, băi, uite, eu trăiesc asta. Pentru că oamenii au nevoie să știe că viața este formată și din frumos, dar și din urât. Asta am făcut prima oară la prima depresie, m-am filmat cu șiroaie la ochi și am zis, vreți să știți cum arată o depresie? Așa arată. Și atunci mi-am luat cam mult puie. Aoleu. Am fost băgat în lume. Înseamnă că ea nu sunt oamenii tăi. Da. Și este un drum în a-ți găsi oamenii. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația. Pentru invitație. Să fii bine. Și o să-ți scriu și eu când o să mai ai timp să-mi faci și mie un desen. Căutați-l pe Instagram, First K, Real K, ex-Cagula, Costea Constantin a fost în această seară pentru noi. Mulțumesc foarte mult. Și noi rămânem în continuare până la ora 21. Tu poți să mai stai, scrii la mine dacă vrei. Follow us on Facebook, Instagram and TikTok @Virgin Radio Romania.